La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună și acest lucru ne bucură. De ce? Fiindcă avem posibilitatea să ne cunoaștem în primul rând și în al doilea rând, cunoscându-ne, să câștigăm experiențe din experiențele altora. Uneori este bine să învățăm și de la alții. Cea pe care am invitat-o la acest microfon are o meserie deosebită și cred că sunteți curioase să știți ce face un psiholog. Îi spunem un bun venit Cristinei Barlog. Bine v-am găsit și mă bucur că sunt aici împreună cu dumneavoastră. Cristina, am spus că tu ai o meserie mai deosebită. De ce? Pentru că ai de-a face cu oamenii, cu acea parte pe care nu o cunosc cei din jur, pe care o cunoaște mai mult și mai puternic Dumnezeu. Aș vrea în primul rând să ne spui cum te-ai decis să lucrezi ca psiholog și să ai această meserie. Eu inițial am lucrat ca educatoare într-o casă de copii acum mai mulți ani și am vrut să-i ajut un pic mai mult pe copii să depășească anumite traume pe care am observat că le au. Și cineva mi-a sugerat că poate ar fi bine dacă aș face o facultate de psihologie. Inițial nu am fost de acord, am spus că mie îmi plac foarte mult copiii și vreau să lucrez foarte mult cu copiii, dar ulterior m-am gândit că și un psiholog poate să lucreze cu copiii și atunci m-am decis ca să urmez acest traseu. Ai terminat o facultate de psihologie și drumurile unde ți s-au îndreptat după absolvirea ei? Inițial am lucrat cu copiii care au comis fapte penale. Recunosc că mi-a fost puțin teamă când am auzit că o să lucrez cu copii delicvenți și cu copii care fură, care au violat. Nu știam exact cum să mă raportez la ei, nu știam exact la ce să mă aștept, pentru că facultatea îți oferă un cadru teoretic. Eu nu am făcut practică cu acești copii, nu am întâlnit până la ora respectivă niciun copil care violase pe cineva, nu știam exact la ce să mă aștept, dar până la urmă a fost tot ok, prin harul Domnului am reușit să văd partea umană a acestor copii și adolescenți și mi-am dat seama că foarte mulți dintre ei suferă și regretă ce au făcut. Tu care îl cunoști pe Dumnezeu, cum te gândeai că o să stai de vorbă cu asemenea copii? Da, întotdeauna înainte de ședințele de consiliere mă rugam și ceream lui Dumnezeu să îmi dea înțelepciune și o inimă deschisă. Au fost copii care proveneau din familii neoprotestante și care greșiseră, au ajuns la poliție pentru furturi și care au acceptat să ne rugăm înainte de a începe ședința de consiliere sau la sfârșit, și lucrul acesta a fost o încurajare pentru mine, pentru că am văzut că și ei sunt deschiși spre a continua o relație cu Dumnezeu, chiar dacă au greșit la un moment dat. Ai observat că ceea ce au învățat ei, cumulul de informații despre Dumnezeu, i-a ținut până la un moment când au intrat într-un anumit anturaj. Da. Ce ai putea să spui din tot ceea ce ai experimentat cu acești copii pe care i-ai consiliat?
niște copii au făcut abuzuri. Sună foarte urât și incredibil, dar mă gândesc că diavolul folosește mintea celor care sigur nu este întreagă. Cei care au băut sau care au folosit droguri sau cei mai labili. În general, ajung să comită infracțiuni copii și adolescenți care provin din familii dezorganizate. Puțini sunt cei care au ajuns să fure din teribilism și ei proveneau din familii organizate, dar având prieteni, anturajul sigur i-a determinat să facă anumite fapte care nu erau. Da, ne-ai spus că ai consiliat copii care provin din familii neoprotestante, ori într-o asemenea familie copiii în general au de-a face cu legea lui Dumnezeu, învață anumite principii pe care trebuie să le respecte. Ce ai observat? Cum au ajuns acești copii să fie niște delicvenți? Ce am observat a fost că chiar dacă părinții frecventau mai mult sau mai puțin biserica, și părinții, pentru că eu consiliam și părinții acestor copii, am observat că și ei s-au îndepărtat de Dumnezeu. Deci chiar dacă ei frecventau biserica, au ajuns la un anumit formalism și nu, Dumnezeu nu le mai atingea inima. Deci asta este părerea ta, că acești copii au ajuns oarecum și datorită atmosferei din familie. Sigur, sigur. Dar totuși cunosc situații în care părinții sunt cu inimă bună și am avut chiar nu de mult aici o invitată. Soțul e păstor și ea o femeie deosebită și copilul lor s-a răzvrătit. Nu asculta, pleca când voia de acasă și făcea ce voia. Și acest lucru s-a petrecut 6 ani de zile. Ei au considerat o încercare a vieții lor și acești părinți au fost niște părinți care au comunicat cu copiilor, care au fost un exemplu pentru copiilor și uite că sunt și situații de acest gen. Sigur. Există o diversitate de factori care poate conduce. Sunt și copii și adolescenți care provin din familii organizate și care ajung să se răzvrătească, așa cum a spus dumneavoastră. Atunci când ai stat de vorbă cu ei, ai simțit că Dumnezeu te ajută, îți dă cuvinte? Degeaba știi teorie, că în momentul respectiv poate ai de face cu un caz care te blochează. Ai simțit că primești un ajutor din partea lui Dumnezeu? Întotdeauna, înaintea fiecărei ședințe de consiliere mă rugam și seara acasă mă rugam pentru a doua zi și mă rugam pentru copiii și familiile cu care trebuia să stau de vorbă și întotdeauna Dumnezeu îmi vorbea și știam ce trebuie să le spun ca să-i motivez să găsească resurse pentru a se schimba. La aceste consilieri cred că e o mare bătălie spirituală. Este. Ai simțit-o pe pielea ta. Aș vrea să ne spui ce faci în momentul de față. Ai continuat munca în consilierea copiilor delicvenți sau te-ai axat pe altceva sau te-ai orientat spre altceva? Unde lucrezi acum? În prezent lucrez cu copii care provin din familii dezorganizate, cu copii care sunt abuzați, maltratați de către părinți în special. Lucrez într-un serviciu de intervenție în regim de urgență și este foarte diferit ceea ce fac aici decât ceea ce am făcut înainte cu copiii și adolescenții delicvenți. Acum lucrez practic cu victima. Înainte lucram cu agresorul, acum lucrez cu victima și trebuie să recunosc că asta îmi place la Dumnezeu, faptul că se implică în viața mea, este alături de mine și întotdeauna când îi cer ajutorul, când nu mai știu ce să-i spun copilului care a fost rănit, când copilul respectiv îl acuză și acuză tatăl sau mama, poate chiar uneori și pe Dumnezeu îl acuză, întreabă unde a fost Dumnezeu când tata m-a bătut așa tare, trebuie să găsesc resurse și să mă rog și să știu ce să-i spun copilul respectiv ca să poată să depășească trauma. Este într-adevăr o muncă foarte dificilă și cred că numai așa poți să dai randament dacă ai ajutorul
Duhului Sfânt, a înțelepciunii Dumnezeiești de sus să curgă peste tine ca să poți să dai o speranță celor abuzați. Folosim acest termen, abuzat. Limita inferioară a abuzului, care este? Adică, practic, da. Legislația actuală din România afirmă că nu este ok să îți lovești copilul. Trebuie să găsești alte metode pentru a-l stimula, pentru a-l încuraja și pentru a-l pedepsi, pentru a-l corecta, a-i corecta comportamentul. Deci, este interzisă orice pedeapsă corporală. Da, da. Așadar, Cristina, munca pe care tu o faci e specială și e deosebită, pentru că trebuie să ai înțelepciune, înțelegere, să ai o inimă bună pentru fiecare situație în parte, să înțelegi poate și pe părintele care uneori își iese din răbdări, cu toate că își iubește acel copil, ajunge să rănească. Ce se întâmplă atunci când și părinții vin? Sunt situații în care părintele recunoaște că a greșit, însă cele mai multe sunt situațiile în care se dă vina foarte mult pe copil și se spune că copilul este problemă și nu părintele. Eu le recomand să meargă la consiliere, însă nu părinților. Întotdeauna. Părinților, sigur, să meargă împreună cu copiii la consiliere, dar nu întotdeauna sunt de acord să facă lucrul acesta și... La noi nici nu este această cultură încă. Deocamdată. În consiliere, în a practica consilierea. Sunt persoane care acceptă și doresc să lucreze la problemele pe care le-au descoperit mai nou, dar sunt și persoane care refuză, într-adevăr. Da, e un spațiu dificil, greu și cu multă responsabilitate în care tu te îmbârzi în timpul serviciului tău. Lăsăm la o parte serviciul și munca pe care o faci. Te întorci acasă. Vrei să te apropii de Dumnezeu. Ce faci tu? Da. Cum reușești tu să-ți reîncarci bateriile? Pentru că toate aceste întâlniri pe care tu le ai sau aceste telefoane pe care le primești înseamnă un consum mare și spiritual și fizic. Cum reușești tu? Care este timpul tău de părtășie și cum îți faci tu părtășia? Încerc să mă rog zilnic, să-i spun lui Dumnezeu durerile mele și problemele mele. Mă rog pentru... Foarte mult am observat că mă ajută să mă rog pentru persoanele cu care lucrez și chiar dacă persoanele respective nu cred în Dumnezeu, îi încredințez în mâna Domnului și mă rog ca Domnul să-i cerceteze și asta mă liniștește într-un fel pentru că știu că Domnul le va purta de grijă mai încolo. Încerc să vorbesc cu prietene care mă înțeleg și înțeleg dificultatea muncii mele și foarte mult mă ajută să citesc Biblia, în special psalmii, când mă simt copleșită de durerea pe care o văd în fiecare zi, foarte mult mă ajută să văd că au fost și alți oameni care au văzut dureri în viață și multe nedreptăți și totuși au rămas lângă Dumnezeu. Asta e o încurajare foarte mare pentru mine. Să văd cum oameni mari ai Bibliei au reușit să treacă alături de Dumnezeu prin dificultățile astea ale vieții pe care fiecare dintre noi le avem. Într-adevăr, tu te confrunți cu o lume a nedreptății zi de zi și poate uneori și credința ta este pusă la încercare prin ceea ce vezi și prin ceea ce auzi. Însă, dragi ascultătoare, urmărind această discuție, dacă vreți și sunteți femei ale rugăciunii, puneți-o pe lista de rugăciune, pentru că are nevoie de sprijin deosebit spiritual, Dumnezeu să fie de partea ei și să o ajute să dea soluții sau să găsească soluții pentru acești copii abuzați. Cristina, aș mai vrea să ne spui, te-ai căsătorit recent, de un an și ceva, da. Deci ești fragedă sau ești tânără în această experiență a căsătoriei. Cum vedeai înainte căsătoria și cum trăiești, de fapt, acum? Da. Ceea ce văd zilnic la lucru,
Vorbesc despre modul în care am crezut sau am gândit despre căsătorie înainte de a mă căsători. Mi-a fost foarte teamă să mă căsătoresc. Pentru că am ajuns să cred sau să simt, pentru că la nivel rațional știam, dar am ajuns să simt că asta este normalitatea, normalitatea vieții de zi cu zi a oamenilor pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să trăiești în familii disfuncționale, să nu te înțelegi, chiar dacă ești căsătorit, nu știu, să îți bați copilul, să îți violezi fata. Pentru mine toate astea erau o normalitate. La ordinea zilei. Era la ordinea zilei, pentru că aceștia sunt clienții cu care eu lucrez. Ceea ce m-a ajutat foarte mult să-mi schimb părerea este faptul că am o prietenă care este căsătorită de câțiva ani și are o relație foarte apropiată de soțul ei. Și am putut să compar viețile, deși nu e bine să compar, dar vrând nevrând am ajuns să fac o comparație oarecum între viețile oamenilor cu care eu lucrez, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și viața prietenei mele, care sigur mai are și ea neînțelegeri în familie, dar le depășește și îl iartă pe soț atunci când greșește și reciproc, deci soțul o iartă. Lucrurile astea m-au ajutat foarte mult și am început să-mi schimb părerea despre căsnicie. Au mai fost și alte câteva exemple de familii care se înțeleg bine și asta m-am gândit, dacă familiile acestea se înțeleg bine, înseamnă că am și eu o șansă la a mă înțelege bine cu viitorul meu partener, da. În momentul în care l-am cunoscut pe Alin, pe actualul meu soț, i-am spus temerile mele atunci când a fost momentul potrivit în relație și foarte mult m-a încurajat faptul că mi-a înțeles frica și a încercat să mă încurajeze și mi-a spus că el nu este un om al vorbelor, ci al faptelor. Și asta mi-a dat curaj și pot să spun că acum, după ce m-am căsătorit, nu știu, stau și mă întreb cum am putut să cred că e așa groaznic să fii căsătorit. E o nouă dimensiune a vieții pe care o trăiesc acum. Îmi place foarte mult să fiu căsătorită. Mă bucur să aud acest lucru de la tine și doresc din toată inima ca Dumnezeu să păstreze această stare de bine pe care tu o experimentezi în căsătoria ta și să-ți dea copii fericiți. Mulțumim. Pe care cu siguranță sper că o să-i consiliezi. Știi să le spui de mici ce trebuie să facă. Adevărul e că, da, în general, oamenii fără Dumnezeu lucrează după mintea pe care uneori diavolul o distorsionează și îi îndeamnă la furie să facă tot felul de lucruri, sau sunt gânduri murdare și negre care zac și se nasc în mintea oamenilor, și când e vorba de abuzul copiilor, sigur, propriilor, da, copii, e ceva demonic care se petrece și, într-adevăr, te-ai confruntat sau te confrunți cu asemenea situații, însă cu atât mai mult tu vezi ce înseamnă o viață trăită cu Dumnezeu, ce minunat e să ai resurse de la ei, să ai înțelepciune, și ce minunate sunt familiile care au o bază în Dumnezeu, în cuvântul Lui. Învață să trăiască frumos, deși și aici este iarăși o mare luptă, pentru că diavolul vrea să fure tot ce este bun. Cristina, suntem aproape la finalul întâlnirii noastre. Aș vrea, din experiențele tale, un gând pe care l-ai avea, chiar continuând ideea pe care am abordat-o mai înainte, un gând pentru părinți, fiindcă viitorul copiilor depinde în mare măsură de ceea ce se sedimentează în viața lor în copilărie, în prima parte a vieții. Sigur. Ceea ce am observat chiar și la mine în familie a fost faptul că e foarte important ca părinții să fie un model pentru copii. Eu am o relație foarte bună cu părinții mei și foarte mult mă ajută să văd
că tatăl meu se comportă bine cu mama și că încă se mai iubesc, chiar dacă au trecut atâția ani de când ei s-au căsătorit. Deci, să răspund la întrebare, ar fi, le-aș spune părinților să stea aproape de Dumnezeu și să încerce să fie un model pentru copii. E important ca ceea ce spun să fie în concordanță cu ceea ce fac. Asta este un lucru care dă valoare și putere în a alege ca fiul sau fiica să meargă pe drumul cel bun. Da, cred că ceea ce ai spus este chintesența unei relații bune în familie. Atunci când cei doi se înțeleg bine, se iubesc, atunci și copiii au un exemplu frumos și cred că numai în asemenea familii cresc și copiii cu o viață de calitate. Spun, sunt și excepții, însă putem recunoaște că numai Dumnezeu este resursa sau sursa oricărui bine care ne apare în viața noastră. Așa este. Cristina, îți mulțumesc pentru aceste gânduri care le-am împărtășit cu tine și încă o dată aș vrea din toată inima, împreună cu ascultătoarele care ne-au urmărit, Dumnezeu să-ți dea putere și să ai tot mai multă înțelepciune și mai mult impact în viața acestor ființe necăjite care nu știu unde să mai alerge. Și prin tine să-L cunoască pe Dumnezeu. Asta îmi doresc și eu, să fiu o lumină acolo unde m-a pus Dumnezeu. Dragi prietene, dragi ascultătoare, ne despărțim de Cristina, însă problemele cu care ea se confruntă sau pe care ea le are zi de zi rămân în viața oamenilor și a celor din jurul nostru. Noi, ca și femei creștine, avem o datorie să ne rugăm și să ne rugăm chiar și pentru cei ce lucrează aplanând aceste situații sau intervenind în aceste situații și pentru acești copii necăjiți, abuzați și neînțeleși. Doresc ca Dumnezeu să ne dea multă lumină și putere de înțelegere. Până la o nouă întâlnire, vă dorim tuturora numai binecuvântare. La revedere! La revedere! Sunt mântuit.
inimă la inimă. Pentru noi, femeile.